Dragi prieteni, istoriei, episodul de astăzi este unul puțin diferit de altele, pentru că vom încerca să arătăm o perspectivă nouă asupra cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu. Înainte de a fi conducători ai partidului sau ai țării, cei doi erau totuși oameni și, ca orice oameni, nutreau și ei pasiuni și gelozii și deseori le făcea plăcere să bârfească. Așadar, în episodul de astăzi, câteva detalii mai puțin cunoscute din viața intimă a soților Ceaușescu. S-a spus deseori că Elena Ceaușescu era o femeie deosebit de suspicioasă și de capricioasă. Și așa cum vom vedea imediat, tovarășa numărul 1 a țării putea să fie deseori și foarte geloasă, mai ales pe realizările altor soții de demnitari comuniști. O astfel de persoană pe care Elena Ceaușescu a privit-o mereu cu acreală a fost actrița Violeta Andrei, cea care era atunci soția fostului ministru de externe Ștefan Andrei. Unul dintre colaboratorii apropiați din anii 70 ai lui Nicolae Ceaușescu, Dumitru Popescu, povestește cum în acel deceniu 8, atât Elena cât și Nicolae Ceaușescu căpătaseră o obsesie față de rolurile din cinematografie ale Violetei Andrei. Soții Ceaușescu spuneau anturajului lor că acea carieră artistică a Violetei Andrei îi dăunează soțului acesteia, care era un important demnitar de partid. De altfel, există mai multe explicații posibile pentru această antipatie a soților Ceaușescu față de actriță. Una ar putea fi gelozia feminină a Elenei Ceaușescu, aceasta observând că Violeta Andrei arată mai bine și se îmbracă mai scump decât ea. Dar o altă explicație este cea conform căreia Elena Ceaușescu urmărea să provoace un divorț între Violeta și Ștefan Andrei, din motivul că și l-ar fi dorit pe Ștefan Andrei de ginere, ca soț al fiicei lor Zoe. Un alt episod ilustrativ îl privește pe Nicolae Ceaușescu, care uneori devenea foarte pasional atunci când te-ai fi așteptat mai puțin. Într-o după-amiază din vara anului 1980, Ceaușescu se afla la reședința sa de la Znagov și privea la televizor o transmisiune sportivă de la Olimpiada de vară care avea loc la Moscova. La finalul acestui episod ne putem întreba ce aveau în comun actrița Violeta Andrei, comentatorul sportiv Cristian Țopescu sau reporterul TV Carmen Dumitrescu. Explicația este simplă. Ca figuri publice, toate aceste trei personaje s-au intersectat într-un fel sau altul cu pasiunile bune sau rele ale soților Ceaușescu. Practic, nu puteai să fii un personaj cât de cât vizibil în România acelor ani, fără ca umbra soților Ceaușescu să te atingă, mai devreme sau mai târziu. Iar mai apoi, în cursul aceleiași seri, Ceaușescu a privit cu satisfacție cum, la telejurnalul de seară, Cristian Țopescu a criticat vehement arbitrajul de la Olimpiada Moscovită. Iată deci cum confruntarea dintre București și Moscova se producea nu numai în politică, ci și în sălile de sport. În fine, un alt episod are legătură tot cu televiziunea română, mai precis cu o reporteriță a televiziunii care se bucura de mare popularitate în anii 70. Este vorba despre Carmen Dumitrescu, realizatoarea atunci a unor emisiuni apreciate de public. Ei bine, Elena Ceaușescu a căpătat antipatie și față de această femeie. De ce? Pentru că avea impresia că fiul său mai mic, Nicu Ceaușescu, făcuse o pasiune pentru Carmen Dumitrescu. Și atunci, pur și simplu, Elena Ceaușescu a făcut presiunile de rigoare pentru ca reporterița Carmen Dumitrescu să nu mai apară pe post. Iar această suspendare a durat câțiva ani de zile. Finalul acestui episod ne putem întreba ce aveau în comun actrița Violeta Andrei, comentatorul sportiv Cristian Țopescu sau reporterul TV Carmen Dumitrescu. Explicația este simplă. Ca figuri publice, toate aceste trei personaje s-au intersectat într-un fel sau altul cu pasiunile bune sau rele ale soților Ceaușescu. Practic, nu puteai să fii un personaj cât de cât vizibil în România acelor ani, fără ca umbra soților Ceaușescu să te atingă, mai devreme sau mai târziu. Morala acestui episod privește caracterul bicefal al dictaturii din ultimele două decenii ale comunismului românesc. Nicolae și Elena Ceaușescu erau singurii doi oameni din România care, efectiv, puteau face tot ce doreau. De aici li s-a tras marea lor putere asupra oamenilor și instituțiilor, dar tot de aici li s-a tras și sfârșitul lor teribil. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste pentru oamenii inteligenți.